a fost de mai multe ori vorbitor în cadrul grupului nostru și suntem foarte curioși să aflăm despre această clasă de mijloc, o temă de cercetare care bântuie din nou istoriografia românească și care, din păcate, nu și-a găsit încă o sinteză pe măsură. Sperăm că Andrei ne va oferi noi informații și ne va provoca apoi să-i punem întrebări și ne va lămuri cine sunt cei care alcătuiau în secolul XIX această clasă de mijloc. Mulțumesc, Andrei! Eu mulțumesc. Bun, în primul rând, mulțumesc că m-ați primit din nou între voi. E un proiect la care de multă vreme lucram, e chiar ceva ce am început să lucrez din vremea doctoratului, care s-a continuat ca redactare în timpul bursei mele de ANEC anul trecut și uite acum, bursier fiind cu încă un postdoc la EPUB de data aceasta, pot să anunț că un articol cu nume similar cu titlul acestei prezentări, care se bazează în primul rând pe acest articol, forthcoming, care va să zică și el la Nationalities Papers, este o mică concretizare a unui șantier mai larg care se leagă simultan și de preocupările mele cu funcționalismul, cu ideea de burghezie, de clasă de mijloc absentă, ca topos mai degrabă decât ca realitate sociologică, ceea ce poate pentru Cristina va fi o mică dezamăgire, nu defrișez încă nimica care să fie de substanță în istoria socială, însă pe de altă parte se leagă și cu un șantier curent, bursa mea postdoctorală de la ICUB, având ca temă autocomparația și, cum se spune mai bine, self-doubt în limba română, dubiile reflexive pe care sunt, cred eu, o miză constantă a discursului naționalist în secolul XIX, la final România. Deci, în vende de prosthetic burjuazii, mi se pare că în engleză sună mai bine oarecum decât în română. În română am spus burghezie de împrumut, clasă de mijloc de împrumut, însă cumva ideea că este o proteză în engleză, prosthetic, faptul că înlocuiește ceva ce nu există, poate surprinde mai bine esența discursului și viziunilor culturale din a doua jumătate a secolului XIX. Acopăr, deci, cronologic vorbind, o perioadă de timp între descoperirea politizată a românilor, sau mai bine spus în limbajul epocii, a românilor din Macedonia și recunoașterea lor ca milet, ca comunitate de către Imperiul Otoman în 1905, plus în anul următor ecourile la nivel sociocultural și diplomatic care urmează care se succed în urma acestei decizii la nivel imperial. Această reprezentare culturală a acestor români macedoneni face parte din ceea ce aș numi eu o diviziune a muncii în cadrul națiunii. Face parte dintr-un mod în care percepțiile celor din vechiul regat, din Moldova-Lahia, legate de ei înșiși, de societatea lor, de statul lor, care tocmai se naște și se consolidează, își găsesc un fel de complementaritate în ceea ce își imaginează tot ei că îi definește pe acești aromâni. Adică, cu această ocazie, trebuie să facem și o mică paranteză. Într-adevăr, terminologia din epocă este cel mai adesea și rar spre finalul momentului istoric studiat de mine legată de cuvinte gen aromâni. Cel mai adesea sunt români din Macedonia, Macedonia fiind, bineînțeles, un vilaiet din Imperiul Otoman, granițe care, de asemenea, se schimbă puțin tel în timpul, în cadrul ăsta cronologic, și care, în general, la fel cum a române acum poate să acopere ca etichetă mai largă și megleno-români și așa mai departe, nu voi intra în discuții legate de defalcări la nivelul subgrupuri, așa cum adesea, de altfel, nici în epocă nu se intra. Na, argumentul pe care vin eu aici este că acești aromâni erau percepuți atât ca o burghezie naturală a Balcanilor, niște factori de civilizație, de ordine, de aceeași gintă latină și ca atare având aceeași misiune istorică în Orient, ca și românii de la Nord de Dunăre, dar și o burghezie bună de import în condițiile în care această autopercepută absență făcea nevoie,
făcea să se resimtă nevoia catalizării comerțului și vieții comerciale și antreprenoriatului în general în România. Aici cred că mai trebuie să mai spun probabil și legat de faptul că ce voi prezenta acum are într-adevăr elemente comparative. Este vorba despre o istorie transnațională a statului națiune, nu este chiar o istorie transnațională în sensul cel propriu al cuvântului, uitându-ne cu adevărat la rețele, la actori non-statali și abia după aceea la state ca unitate de analiză. Însă este o istorie care propune la nivel reflexiv importanța comparației ca practică cognitivă, discursivă în imaginarul statului națiune. La fel cum, spre exemplu, tot în jumătatea a doua a secolului XIX, regatul trăiește cu convingerea retoricizată chiar până la punctul de a fi golită de înțeles subversiv și oficializată chiar, că în Transilvania, în ciuda opresiunii imperiale și românii de acolo sunt pe o cale a progresului care le poate da lecții spre rușinea lor celor din România liberă, la fel există un discurs al autocomparației care facilitează această construcție mentală a românilor ca o burghezie proteză, să-i spunem. De unde să începem noi mai bine decât prin a trasa niște foarte scurte limite ale cercetării? E o dinamică în România și Grecia pe care o surprind aici în articol. Bulgaria este o problemă secundară, într-adevăr, și de asemenea în relație română-bulgare din epocă, Dobrogea pare să fie o problemă mai mare decât competiția legată de a românii din Macedonia. După cum am spus, români din Macedonia au o etichetă destul de largă. Am un corpus extins de periodici, aș vrea să fie exhaustiv, bibliografiile care există pe chestiunea română sunt destul de cuprinzătoare și de exhaustive la rândul lor. Eu, de altfel, nefiind un specialist, pentru mine este, să spun așa, un atașament pasager pe care l-am față de subiectul în cauză și într-un context mai larg. Bineînțeles că sunt atâția oameni care se ocupă strictamente de lucrul ăsta. Așadar, am încercat să trec în revistă pamfletele, dezbate parlamentare, periodicele scrise de și pentru a români, inclusiv în dialect. Dar, bineînțeles, pe cealaltă parte, nu am surprins, neavând competențe lingvistice necesare, ce ar putea să, bineînțeles, să se umple la infinit într-o discuție a chestiunii macedonene privită dintr-un unghi lingvistic. Aici, de asemenea, avem și problema cu a românii care devin români și își însușesc tropii discursivi auto-identificării în termen național. Ea este vocea care se aude în aceste documente. Nu avem vocea renegatului, sau dacă da, ea ar fi în greacă. Deci sunt perfect conștient că lucrăm cu niște surse care au un bias inerent. Și voi insista, de asemenea, tematic asupra unei rețele de școli care este creată de statul român, nu, de exemplu, pe partea diplomatică sau pe partea ecleziastică, care este importantă, dar oarecum secundară, cred eu, totuși, încercărilor de a crea un sistem de școli. Acum, când spunem burghezie sau clasă de mijloc, eu le voi folosi interșanjabil pentru că amândouă sunt prezente ca termen în vocabularul epocii. Mi-am aminte de Titu Maiorescu în Parlament folosind o enumerare pentru a spune tierzeta, burjoazie, clasă de mijloc, dând deci de înțeles că sunt, pe de o parte, mai mult sau mai puțin echivalente, pe de altă parte, trădând o oarecare ezitare în a se hotărâ ce înseamnă ce. Însă, pe de altă parte, într-adevăr, avem nevoie să fim conștienți de problemele pe care le pot ridica ca termeni analitici din perspectiva noastră ex post istorică. În primul rând, pentru că atât în epocă cât și ulterior, o bună parte din clișeele mentale legate de faptul că Imperiul Otoman, sau cel puțin populația musulmană, inclusiv cea dominantă politic din Imperiul Otoman, nu avea o burghezie a sa. De unde deci diverse reprezentări orientaliste ale cauzelor înapoierea Imperiului și a fragilității sale într-o epocă modernă capitalistă. În același timp, o recuperare și o istoricizare mai intensă în noua istoriografie legată de studiile otomane. Pe de altă parte, putem să ne uităm mai larg, tot în cadrul regiunii, să observăm că frica
de absența unei clase de mijloc antreprenoriale este ceva care este comun atât României, cât și Serbiei, cât și Greciei. La nivel discursiv, România nu este nici pe departe specială. În toate acestea se bazează pe o echivalență între clasa de mijloc antreprenorială și progresul sau modernitatea atât în cadrul națiunii, fiind în ordinea cenzitară a secolului XIX, clasa care are drept de vot și care și a care reprezentare politică este precumpănitoare, dar și la un criteriu de ierarhizare în context regional. Cine este burghezia regiunii? Care sunt populațiile care se pot mândri că au o burghezie? Ele atunci, în logica epocii, se pot mândri că au un rol de jucat în viitor. Aici discutăm deja despre problema efectelor nedorite sau perverse ale modernizării administrative. Și asta e chestia despre care am mai discutat și aici și am publicat puțin pe temă. Este o tematică relativ cunoscută. În secolul XIX, în România, din nou ca și în alte părți, ideea de funcționalismul, o patologie născută din modernizarea administrativă a statului, în loc să stimuleze nașterea unei clase de mijloc antreprenoriale, duce mai degrabă prin modul în care educația funcționează, prin sistemul de patronaj și clientelism partinic și alți factori convergenți, la o proletarizare în loc a potențialilor viitori burghezi etnici români, în loc să fie niște buni comercianți, niște buni antreprenori, ei devin niște mici funcționari mereu periclitați de rotativa partinică. Și variațiuni pe tema asta există peste tot. Astea sunt niște chestiuni însă care se leagă, spun eu, în primul rând de o viziune asupra statului, a construirii statului. În cazul României, soluția se află în afara frontierilor acestui stat. Este un nation building de la distanță, în imposibilitatea unor pretenții teritoriale și ai școlile și bisericile ca mijloc spre a intra în contact cu această prostetic burjuazie, cum îi spun, care este imaginată ca fiind tocmai natural, așa cum românul de la nord de Dunăre nu este. De unde vine, bineînțeles, și frica unei potențiale contagiuni de la nord la sud, un fel de mod în care acești buni a românii să fie și ei atinși de spectrul funcționarismului. În contextul Macedoniei de secolul XIX, avem cu certitudine convergența mai multor proiecte de naționalizare din partea tuturor acestor state-națiune care sunt la rândul lor în consolidare pe teritoriul otoman. Este un caz, într-adevăr, mai special. Ca paradigmă, flexibilitatea identificărilor locale variază foarte mult, inclusiv la nivelul intrafamilial, intergenerațional, de oportunitățile oferite de către școli. Școlile sunt, bineînțeles, principalul mod prin care se poate inculca o identitate de tip național, însă pe de cealaltă parte, foarte multe studii pe care le citez în articol și cu ocazia asta, în secunda în care articolul va ieși, sunt bucuros să vi-l trimit tuturor pe e-mail, numai să lăsați date de contact care se cuvin. Este un consens istoriografic că această școlarizare de-a lungul unor linii de demarcare națională, pe cât putea să radicalizeze într-adevăr și să creeze aceste diviziuni în cadrul societății, putea la fel de bine să fie și un mecanism pragmatic de ascensiune socială, ceea ce face, bineînțeles, nu mai dificil să discutăm strict în termeni naționali în acest context imperial. România nu este dată cea mai vizibilă, nu este cea mai puternic actor în ceea ce privește investiția făcută într-un sistem de școli, dar Macedonia este foarte importantă, poate mai mult decât am crede acum, pe agenda naționalismului românesc. Bineînțeles că Transilvania este foarte vizibilă, după cum cartea lui Andrei Cușco a clarificat cât se poate de clar, a clarificat fără niciun dubiu, Basarabia era întreagă percepută ca o mică pată neagră pe hartă, lamentată din cauza sorții ei, dar prea puțin cunoscută. Ei bine, Macedonia simt eu că este absolut surprinzător de prezentă în dezbaterile epocii. Avem, deci, în contextul Macedoniei, diverse atitudini probabile și consemnate la adresa acestui proiect de construire a națiunii care vine din România și, de fapt, față de toate aceste proiecte care consolidează și chiar creează categoria de autoidentificare națională. Avem
un fel de indiferență posibilă, avem fluiditatea categoriilor și, bineînțeles, mai există și diversele moduri în care, fie mod autentic, fie mod strategic, de parcă am putea să știm care ar fi diferențele și unde se termină și unde începe ceva, conexiune care rămâne din perspectiva acestor cetățeni față de Imperiul Otoman. Uneori chiar dinasticism otoman, ceea ce este chiar cultivat în cazul românesc și la asta o să ne întoarcem în curând. După cum am spus, există o potențială problemă a contagiunii funcționarismului prin însăși crearea unui sistem de școli. Ideea că în momentul în care începi să aduci tineri din Macedonia la București spre antrenat să se întoarcă ca învățători în Macedonia, ei pot foarte bine să spună nu, preferăm să rămânem funcționari în România. Ideea că toți macedonenii educați ca români pot cu ușurință să spună nu vrem decât să fie angajați la stat în Macedonia, dar să depindem de statul român și așa mai departe. Este mereu o frică legată de faptul că intrând în conexiune cu statul, oamenii preferă să rămână dependenți de el. Și, bineînțeles, este această diviziune, nu neapărat o antiteză, dar în orice caz există un echilibru între ideea de imigrare parțială a unor români care să poată cu certitudine să catalizeze o dezvoltare economică în regat și, pe de altă parte, profesionalizarea și, bineînțeles, românizarea statornică a celor care se află în Macedonia pentru a fi o avangardă a intereselor comerciale al României în Orient. Toate categoriile astea, de altfel, nu sunt ceva adăugat de mine ex post, sunt pur și simplu niște surprinderi analitice ale unor tropi foarte, foarte recurenți în epocă. Bun, aici voi încerca să nu stau foarte mult pe temă, dar există, într-adevăr, o mică relație, dacă nu patruater, cel puțin un triunghi al comparației. Există din cauza modului în care funcționalismul este imaginat în epocă, o cauză percepută la nivel istoric, cu o puțin mai lungă bătaie, care ar fi corupția adusă de secolul Panariot și care îi face pe români să intre în această torcoare și tulpitudine și să își piardă orice fel de imbold antreprenorial. Iar la nivelul prezentului istoric, bineînțeles, antisemitismul românesc, care acuză comunitatea evreiască că accentuează problema funcționalismului umplând nișa cu mai multă vioiciune, umplând nișa economică pe care românii, etnic români, ar fi trebuit să o umple. Acum, încă cred eu că nu avem niște studii îndeajuns de cuprinzătoare și de sistematice pentru a periodiza cu adevărat vârstele și epocile atitudinilor românilor față de greci și discursul antifanariot, cum se stratifică el cu adevărat în secolul XIX. Există, într-adevăr, între 1821 și după 48, chiar aș spune până în anii 60 a secolului XIX, un filelenism român. Există un sentiment că atât românii, cât și aromânii, cât și chiar și grecii din noul stat grec au luptat contra fanarioților. Într-adevăr, și în Grecia, discursul oficial, un fel de reacție la acești heteroctoni, care, mulți dintre ei fiind fanarioți, care ajungând odată cu războiul și cu războiul de independență al Greciei, capătă prea multă putere, li se pare, autohtonilor în stat. Însă, de la un punct încolo, descoperirea a românilor și a grecizărilor este o sursă clară a unor animozități crescânde între statul român și statul elen. Și până la urmă avem și această comparație între a români și evrei. Este nu absolut așa de recurentă pe cât s-ar părea, dar în orice caz există comparația și vă voi întoarce și la asta mai târziu. Ideea că, datorită unor aptitudini pentru comerț, evreii și a românii sunt comparabili. Există ceea ce face ca a românii să fie și români, dar și ca românii, însă nu cu totul în anumite puncte esențiale. Discursul al unei evoluții istorice paralele, deci complementare. Asta putem să vedem foarte adesea la istorici precum Xenopol, dar și în aproape orice pamflet, indiferent de modul în care se explică originea exactă a românilor. Și, de exemplu, aici am spus România Aurelien, coloniile aureliene, ideea că Dacia Traiană și Dacia Aureliană, unde ajung
cei transplantați după retragerea aureliană sunt, de fapt, două ramuri în care a fost o mică divergență istorică, este foarte populară. Există similitudini cu toposul răzeșilor ca păstrători ai virtuții latine în izolarea munților. Ideea că, la fel cum răzeșii în epoca migrațiilor au reușit să mențină virtutea latină la nord de Dunăre, la fel și a românii în contextul unei mari invazii slave, această origine latină comună este partea soluției chestiunii Orientului. Marea chestiune a Orientului, fiind deci o avangardă a civilizației europene. Și, într-adevăr, remarcați de câte călătorii străini încă de la începutul secolului XIX, acești vlahi sunt asociați cu talentul pentru comerț. Este ceva ce este preluat cu ușurință chiar și înainte de 48, în puținele articole care se publică în țările române legate de a români. Aici, bineînțeles, prefer să nu intru în toată discuția legată de faptul că oameni care se identificau din ce în ce mai mult ca români erau perfect cunoscuți și vizibili în țările române, și doar să merg împreună cu discursul din epocă în care această descoperire a chestiunii române de către pașoptiști reprezintă într-adevăr începutul unor schimburi calitativ și cantitativ diferite la nivel cultural. Și într-adevăr, Bălcescu, Ionescu de la Brad, Bolintineanu în mod special, toți au în exilul lor post-pașoptist texte mai mult sau mai puțin cunoscute și în orice caz deja foarte similare între ele, în care potențialul macedo-românilor este vizibil în termen civilizațional comercial, la fel cum se pupă cu proiectul lor din ce în ce mai valid până la urmă de a construi un stat național la nordul Dunării. Este și aici un topos al redescoperirii, al inteligibilității lingvistice reciproce, fie că e vorba de un călugăr, fie că este vorba de un călugăr a român care să ajungă la nord de Dunăre și să fie surprins de existența unei oaste creștine sub domnia unui român, Averchie, de exemplu, în cazul lui Cuza, sau invers, Bolintineanu, plăcut surprins că se înțelege cu a românii pe care îi întâlnește în Macedonia. Toate astea deja converg spre această consolidare a ideii că există un fel de diviziune națională a muncii. Voi da acest mic fragment din călătorii la românii din Macedonia a lui Bolintineanu. Aș fi putut să dau foarte multe altele, însă mi se pare că vorbește oarecum de la sine. A fost un text teribil de influent la vremea sa și aproape citat, aproape fără nicio excepție, de toate pamfletele care au venit după. Și cam de aici observăm deja așezarea unor tipuri de discurs, stratificarea lor, aproape la nivel de bingo, aici. Este un text foarte interesant, comprehensiv și aș putea spune că puține lucruri s-au inovat după în ce urma să vină în 4 decenii. Deci, a se vedea această interpretare în cheie colonială, fie și la un nivel lexical, oarecum simpluț, dar pregnant totuși, a istoriei și acest paralelism, această integrare într-o narațiune mai largă a unei similitudini nu absolute, dar necesare. După cum ziceam, există aceste două iterații posibile ale unui topos al recunoașterii reciproce. Pentru a români, în teorie, ar fi ideea că există români mai liberi decât ei. Pe de cealaltă parte, pentru românii de la nord de Dunăre, este din ce în ce mai mult ideea unui șoc al elenizării. Faptul că acești a români sunt deja grecizați, că sunt mereu expuși unei propagande în biserică și în școală, care să-i facă să se regăsească ca greci. Iar aici vedem, odată cu epoca lui Cuza, un discurs axat clar atât pe datoria față de membrii aceiași națiuni pentru a le oferi o șansă la supraviețuirea etnică, cât și pe potențialul pe care aceștia românii îl prezintă. Și aici, când o să vă ofer articolul meu, o să vedeți măcar
fie și o mică selecție din sursele care deja fac uz de acest limbaj. De exemplu, Bolintianu este unul dintre acești primi antreprenori naționali care se asociază cu cauza română, el de, având de altfel și origini din partea mamei sale, dacă nu greșesc. Crearea un sistem de burse pentru educarea viitorilor învățători este ceea ce se pune la punct și, după cum menționasem, deja începe să fie o problemă frica cum că acești copii, odată ajunși în România, vor ajunge să pice pradă funcționalismului. Și, într-adevăr, documentele care au fost editate legate de existența școlii de la Sfinții Apostoli, unde trebuia să fie pregătiți acești tineri veniți din Macedonia, vorbesc tocmai despre dorința lor de a le fi garantat, fie garantat un loc de muncă în Macedonia, fie, dacă nu, să poată să intre ori la stat, ori în acela să rămână în România, punct. Modul în care deja se înfiripă diverse relații între clientelismul ce exista deja în Macedonia, diversele moduri clanice de a te organiza și ce există la nivel politic apoi din România, în fine, deja ideea că strategiile de construcție ale națiunii care se petrec prin mijlocirea statului român pot fi imperfecte, pot fi chiar periculoase. Ce putem deci prioritiza într-un context în care state building-ul și nation building-ul și la nord de Dunăre sunt încă inuce, în care școlarizarea în România de altă rămână foarte mare problemă? Bolintineanu până la urmă este și el pus în fața acestei chestiuni și miniștrii de după el la fel o să fie mereu conștienți atât de importanța Macedoniei cât și de faptul că în fond nu pot prioritiza un nation building extern în afara statului cât timp încă statul bate pasul pe loc sau este insuficient de eficient. Aici, după cum spuneam, există o normalizare a ideii în anii ce vor veni, să spunem în anii 70 ai secolului 19 și mai târziu. În imposibilitatea unui expansionism teritorial, a românii sunt garanția implicării României în chestiunea orientală, însă nu ca obiect, ca includere pasivă a românilor sau a românilor în problemă, ci ca agenți care pot oferi o rezolvare. E o temă care atrage un număr de antreprenori din nou, Vea Urechea, care de altfel va deveni și președintele Societății de Cultură Macedo-Române, care spune memorabil în Parlament, dacă nu mă înșel în 70, nu sunt un Don Quixote să spun că putem să facem un pod peste alte țări, să facem acolo o Românie, însă, și acum citesc din memorie, pentru ca soarta noastră să atârne și ea în balanța echilibrului Orientului, foarte frumos o spune, trebuie să avem o conexiune cu aceștia români care ne pot fi un mod de a legitima prezența noastră diplomatică și politică în peisaj. La fel, Mihail Georgea de Obedenaru, un om foarte interesant, putem discuta despre el dacă vreți mai târziu, care face de altfel și o culegere de poezia română și, dacă mai țin minte, cineva de la Phoenix, Cântecul lor în română, de acolo e luat. El spune într-un foarte interesant pamflet bazat pe ceea ce trebuia să fi fost inițial un catalog de produse și un ghid pentru prezența României la expoziția de la Paris din 67. Ce este Austria pentru noi? Putem fi noi în Imperiul Otoman. Este un fel de continuum colonial, să spunem, așa înțelege el economia, dacă Austria are o putere din ce în ce mai puternică, o putere din ce în ce mai vădită la nivel economic în România, în România, atunci și România, pe de altă parte, prin mijlocirea a românilor, spune Obedenaru, poate avea un mod, poate fi într-un mod similar, o națiune favorizată în relația sa cu consumatorii din Imperiul Otoman și cu Orientul în general. Mai mult, și asta mi se pare foarte interesant, odată cu toate transformările care vin, odată cu 78 și cu 81, cu diversele retrasări de frontiere în peninsula balcanică, există deja o internaționalizare a uzului acestui topos de burghezie regională și al acestei avangarde civilizaționale. Faptul că aceștia români sunt simultan ambele două lucruri, este invocat într-un memoriu care nu mai ajunge la Berlin în 78, dar care este după asta
un document de bază pentru societatea de cultură macedo-română și, de asemenea, și aici o să discutăm puțin, face parte dintr-o petiție trimisă la Constantinopol atunci când, în 81, se retrasează niște frontiere în Tesalie. Totodată se cimentează în urma unei normalizări a relațiilor româno-otomane și toposul loialității față de sultan. A românii sunt deja descriși și se auto-identifică ca un factor de stabilitate, ca cei mai loiali supuși ai sultanului și fiind de asemenea și o burghezie regională, își cer drepturile. Și aici dau un mic fragment dintr-o anexă economică la memorandumul acestor români, acestor macedo-români din 81, în condițiile unei conferințe la Constantinopol legate de retrasarea frontierelor în Tesalia. Observăm, deci, cum un argument care s-a interpretat pentru a justifica preponderența politico-economică a unei clase de mijloc într-un context național, cum se aplică la o scară internațională ca justificare prin civilizație. Cum poți să dai Tesalia Greciei dacă burghezia acelui teritoriu în fond nu e grec? Asta pare să fie și este, de fapt, miza acestei argumentații. Pe măsură ce școlile se tot extind, vin și scandalurile. Într-adevăr, nu pot aici să-mi dau părerea legat de valoarea de adevăr a multelor pamflete care acuză pe unul sau pe altul de mari lapidări, de bordeluri în școli și alte asemenea îngrozării. Însă, cu certitudine, lucrurile astea sunt din ce în ce mai vizibile la nivel al dezbaterilor publice din România și deja încep să facă din chestiunea macedoneană o chestiune de partid. Deși ambele partide, și liberalii și conservatorii, întotdeauna vor avea grijă să spună că toate ciondănirile legate de bugetul școlilor, de administrarea sa, nu au cum să fie, de fapt, doar chestiuni partidnice, este o mare chestiune de demnitate națională ca investiție să existe. Există, într-adevăr, un număr în creștere mereu spre finalul secolului de școli. Bugetul este mereu suplimentat. Relația cu otomanii nu e neapărat așa de simplă pe cât pare, fiindcă manualele care sunt trimise sunt adesea interzise, autorizațiile pentru școli, de fapt, nu prea există, iar relații diplomatice nu sunt complet formalizate, nici măcar la nivelul unor reprezentanțe consulare care să fie după toate regulile și unor convenții consulare care să le consfințească. Însă ceea ce face lucrurile cu adevărat să iasă sub control este o schismă în cadrul acestei rețele de școli. Apostol Mărgărit, poate cea importantă figură a sistemului școlar și un adevărat simbol al românismului în epocă, este acuzat de detractorii săi că a creat un sistem complex de clientelism prin care școlii se puseră școli pentru o camarilă a sa, care nu aveau elevi, că fusese de asemenea în stare să compromită prin diverse acțiuni însăși acțiunea națională în Macedonia, pe de altă parte este adesea apărat, iar liberalii și conservatorii se vor lupta prin Tache Ionescu și Spiru Haret, care vor schimba portofoliile de miniștri ai instrucțiunii și cultelor, toată asta ducând la o saturație discursivă legată de modul în care, iată, funcționalismul românesc a pătruns și în Macedonia, corupând această cauză importantă pentru națiune. La 96, de altfel, în toată țara publică, cu ocazia acelor 40 de ani de domnie ai lui Carol I, 1001 de retrospective de toate felurile. Inclusiv există un PDF, de altfel ușor de găsit pe internet, în care se oferă un bilanț pe cât se poate de echilibrat al școlilor române din Macedonia în perioadă. Și vedem acolo, printre altele, și de altfel nu ne surprinde, este și în multe alte acte, inclusiv acte interne al Ministerului Instrucției, ideea că pentru a pune punct acestor eterne probleme, trebuie să creăm un învățământ comercial loco în Imperiul Otoman, cu scopul explicit al integrării pe piața de muncă otomană a românilor noștri și, de asemenea, pentru a pregăti să joace un rol politic sau, în orice caz, un rol administrativ important în administrația otomană. Orice, numai ca să nu ajungă să fie dependenți strict
de a fi ori învățători în Macedonia, ori funcționari în România. Și aici putem să vorbim despre o vizibilitate mereu crescând, deja spuneam, se diversifică mereu numărul și tipul revistelor care sunt scoase, mai ales la Bitolia, la monastir, mai ales sub egida corpului didactic de la liceul de acolo, Nava Amirală a Învățământului Românesc. Iar aceste reviste, unele în dialect, altele în română, propagă și arată asimilarea și importanța acestui topos a românului ca antreprenor înnăscut, civilizat și sedentarizat. Există deci și comparații cu evrei care se fac, o să dau imediat o mostră în dialect, există comparații însă și cu greci. Ce te faci atunci când un român din Macedonia vine și cere să fie recunoscut, să fie recunoscut ca cetățean român? De unde poți fi sigur că acesta nu este un grec sau un bulgar care se ascunde sub o identitate de a român, mai ales ținând cont de faptul că statul român nu este prea interesat, adică nu este foarte convins de veridicitatea actelor care se pot găsi în Macedonia. Există aici, deja începând cu anii 70, în presa română și în Parlament, un sentiment că se mișcă prea lent aceste naturalizări, de unde vine și o comparație cu faptul că, domnule, dar evreii primesc cetățenie mai ușor, ceea ce este în mod evident pentru oricine cunoaște situația din epocă, o minciună obscenă. Însă e adevărat că procedura poate să fie lentă, iar recensămintele, statisticile și modul în care îți poți pierde cetățenia otomană sunt la rândul lor destul de complicate. Modul în care recensămintele recensământul din 99 făcut în România nu a putut surprinde și nu și-a pus problema să surprindă subdiviziunile etnice ale supușilor străini, de asta neștiind câți români transilvaneni ai avea sau câți români macedoneni ai avea ca supuși austro-ungari respectiv otomani, făcând chestia mai complicată. Aceste taxonomii imprecise se văd și din partea cealaltă în Macedonia otomană. Există această chestiune importantă a recunoașterii biletului Vlah după primul val de violențe de la 1900. La 1905, sultanul, într-adevăr, recunoaște această comunitate care a fost, în primul rând, conform unei definiții mai vechi, o comunitate religios definită. Însă, deja, și noua istoriografie otomană ne-o arată, însăși înțelesul conceptului de milet este momentul acela în flux, nu mai este o chestiune nici pur etnică, nici pur religioasă, ba chiar cazul acestui milet Vlah este văzut ca unul poate paradigmatic pentru problema, pentru criza conceptuală în care se află aceste categorii administrative. Și pe de altă parte aici vedem cu ușurință modul în care, poate cea mai ușurință, modul în care strategiile de construcție a națiunii conduse de către statul român pot coabita pe de cealaltă parte cu o loialitate dinastică foarte vizibil afișată față de Abdul Hamid. Voi avea o imagine și cu asta ne vom mișca, cred eu, chiar spre finalul acestei prelegeri. Cert este că avem la 1905-1906, după cum am menționat deja, și o mereu crescândă tensiune între România și Grecia. Există o prăbușire completă a relațiilor diplomatice și aici vedem, dacă studiem, cum de altfel a studiat, cred, și Leonidas Rados acum câțiva ani, presa care încearcă să creeze agitații antigrecești în vara lui 1906 și unde topusul panariot este foarte vizibil, foarte, foarte pregnant. Nu mai este vorba aici de a face o diferență între greci și fanarioți, și din potrivă toți grecii sunt fanarioți. Întrebarea este, oare epoca fanarului s-a terminat vreodată pentru frații din Macedonia sau nu? Oare s-a terminat ea în România, în condiții în care încă sunt așa de mulți greci puternici care poate chiar îi finanțează pe cei ce îi oprimă pe românii din Macedonia? Sunt întrebări retorice, dar care arată destul de clar și o componentă temporală a discuției legate de fanarioți și de această concurență care pare să fie naturală între români și greci. Aici, de asemenea, și o să dau și un fragment în final, există o retorică, pe de cealaltă parte, o contraretorică a dislocării.
avem o problemă la nivel de război comercial și diplomatic, aproape și de prăbușire diplomatică a relației cu Grecia, nu este o problemă, căci noi, a românii, putem să luăm, să luăm locul grecilor în economia națională. Bun. Aici, iarăși vă dau de final niște fragmente dintr-un articol foarte interesant al lui Nicolae Batsaria. Cred că este un nume relativ cunoscut pentru toată lumea. Este un educator, un politician, atât în Imperiul Otoman cât după asta în România interbelică, și care are, mi se pare, o foarte elocventă reprezentare a ceea ce vreau să spun eu aici. Zice, rolul cultural o civilizator economic, premergătorii civilizației și răspândirii culturii în Turcia europeană, țărani au români, mai că nu există. Și după asta, contextul regional, modul în care aceștia români sunt o avangardă, nu? De la hotarele Rusiei până la țările adriatice, o limbă va fi cea aleasă, o cultură și o civilizație predominante, cele românești. Și putem să continuăm, e foarte interesant, pe când alte state recurg la mijloace artificiale și forțate ca să-și creeze debușeuri, trimițând colonii în colțurile cele mai îndepărtate ale globului, România posedă marele, incomparabil avantaj acolo unde caută piețe comerciale, elementul preponderent, cel mai util și prețios, vorbește aceeași limbă cu locuitorii, este de aceeași neam și aceeași religie. Ce putem spune decât există un continuum semantic între diversele valențe ale lui Polonie în secolul XIX, ceea ce este de altfel și subiectul unei cercetări de-a mea în curs. Asta este ce ați văzut, presupun, ca reclamă pentru prelegerea mea, și este medalia scoasă la cei 25 de ani de la înființarea liceului din Bitolia. Vedem Tugra, cine a fost, ce a plăcerea să-l asculte pe Mihal recent, va ști despre ce este vorba, cifrul acesta al sultanului otoman, care coabitează pe partea cealaltă cu stema românească, cu deviza monarhică Nihil Sine Deo, și putem vedea, este o interpretare iconografică relativ simplă, pentru că și imaginea este simplă în sine, vedem că sunt doi copii pe care România îi ține în îmbrățișarea sa, iată, soarele viitorului răsare frumos, cel mai mic dintre cei doi este acela care are un fes, în schimb. Fratele mai mare fiind, presupunem, deci, românul de la nord de Dunăre, iar cel mai mic, chit că putem să spunem ce vrem despre importanța a românilor ca potențială burghezie, iată că rolul lor este totuși unul subordonat în măsura în care statul, națiune, are un fel de monopol al legitimității în ceea ce privește conducerea mișcării naționale în general. Și aici este un fragment în dialect, nu pot să spun că pot citi cu ușurință, dar aici este relativ inteligibil, mai ales pentru că ce era folosit ca dialect în aceste periodice nu era exact ce se vorbea, ci un fel de hibrid între o română literară și ceea ce se spera că va deveni o română literară, unde ni se spune, ăsta că este D.G. Zuca, dacă nu mă înșel, acest articol, care ne spune o anecdotă despre bazarul, târgul de duminică din Cărce, din Macedonia, care este intenția să fie mutat sâmbătă pentru a lăsa și pe evrei să participe, iar evreii spun nu, degeaba, oricum avem concurență de la români, care sunt așa niște buni comercianți. Bun. Există, deci, câteva potențiale concluzii. Este sentimentul absenței unei clase de mijloc, care este premiza acestei proiecții unui rol în diviziunea muncii atribuit a românilor. Ei sunt o parte a națiunii, dar în mod productiv ei sunt distinți. Nu sunt doar comparabili cu românii, ci sunt români. Sunt comparabili cu grecii, comparabili cu evrei, însă există un pericol de a deveni greci. Există deci o serie întreagă, un circuit întreg de echivalențe parțiale. Limbajul o presiune fanariotă, după cum spuneam. Când? Unde? Pentru cine s-a terminat, de fapt, această epocă fanariotă? Există o preocupare cu distanța geografică, nu numai cu cea temporală. De la distanță, cum poți construi oare națiunea peste hotare? Care sunt efecte nedorite dacă faci nation building la distanță cu un control imperfect asupra procesului? Și oare, vom vedea dacă cineva mă va cita vreodată cu acest articol, oare o clasă de mijloc de împrumut este o categorie analitică utilă? Vă mulțumesc!